Vremea rea a produs daune și culturii de cartofi. Observăm pe frunze urme de arsură. Acestea sunt datorate atât temperaturilor scăzute, cât și atacului de mană. Frunzele sunt uscate complet, sunt crocante și este semn de infestare cu mană. Aici avem și dovada că gândacul de Colorado a început activitatea. Sunt ouăle din care vor ieși larvele. Deci trebuie să facem și un tratament cu insecticid. Am să-l fac săptămâna viitoare. Este vorba de un tratament cu insecticid Mospilan, care va ataca atât larvele cât și adulții. Deci și la cultura de cartof facem un tratament cu produse pe bază de cupru pentru a opri dezvoltarea manei. La produse din cupru puteți folosi, aveți o gamă variată de la Champ, zeamă bordeleză, sunt mai multe. Întrebați la magazinul fitosanitar și de acolo vă vor ghida spre cele mai eficiente substanțe. Ia uitați, infestare cu mană. Arsura aceasta brună este markerul că avem un atac puternic de mană pe care trebuie să-l combatem neapărat prin tratamente cu substanțe cuprice. Așa că trecem la pompă ca să salvăm cartofii. Ia uitați aici! La pompă.